Domnul să vă răsplătească tuturor pentru că ați fost alături și de mine și în această perioadă grea. Pentru cei care nu știu și sunt astăzi printre noi, aș vrea să fac mărturisire și Domnul să fie lăudat și binecuvântat. Am mari emoții și n-am cum să nu am. Când vorbesc despre un Dumnezeu atât de mare, Dumnezeu care ne iubește, care se pleacă și ne întărește și îi pasă de noi. După plecarea lui John în veșnicie, în ianuarie, acum în 17, se vor face 4 ani. Dumnezeu a îngăduit ca în viața noastră, zi de zi, să vină încercări. Și unele chiar foarte mari. La un moment dat se făceau aproape, erau 3 ani de când John a plecat acasă. I-am zis, Doamne, nu vreau să te întristez. Nu vreau să te supăr. Știi că accept tot ce-mi dai. Dar sunt curioasă până când vor veni încercările astea așa zi de zi și val după val au venit și au lovit în noi fără milă. Dar în toate am văzut izbăvirea Domnului. Și mulțumesc lui Dumnezeu și vă spun sincer că niciodată nu ne-a lăsat. Niciodată. Când am spus, Doamne, până când oare o să fie? Nu l-am întrebat pe Domnul, dar am zis așa, aștept să văd și o ziua când vor lua poate sfârșit valurile astea așa năprasnice de pe casa noastră. Și anul trecut, la început, într-una am sunat cuvântul din partea Domnului, credincioșie. Credincioșie. Fii credincioasă. Așteaptă. Credincioșie vreau de la tine. Asta vorbea mie Domnul. Și am zis, Doamne, vreau să fiu credincioasă până la capăt. Și până în data de 3 octombrie, când am aflat că am cancer, și chiar dacă nu a fost un verdict sigur, cum se spune, pe foaie, în data de 5 octombrie mi s-a spus că este un cancer de tip malign. Dumnezeu așa a îngăduit și mulți mi-au spus, dar cum te-ai descoperit? Și poate și multe surori din biserică m-au întrebat, dar cum te-ai descoperit? Ce simptome ai avut? Și am zis, n-am avut niciun simptom. Și asta am mărturisit și am înțeles că Dumnezeu așa a lucrat. Și eu zic că într-un chip minunat, ca astfel să pot să mărturisesc și altora. Mulți când mă întreabă ce simptome ai avut și cum ai descoperit, și chiar și înainte de operație, am spus rezidenților, celor care au venit și au întocmit hârtiile, și n-au avut încotro, pentru că ei se așteptau să le spun din punct de vedere medical ceea ce am simțit. Dar eu am spus așa cum a fost, puterea lui Dumnezeu, bunătatea lui și dragostea lui. Am spus că Dumnezeu vorbește și astăzi. Pentru că eram într-o zi la lucru, stăteam cu Sofia, o parte dintre dumneavoastră știți, și Duhul Domnului a venit în mintea mea și mi-a spus, mergi acasă și te controlează la sân. Eu am râs într-un fel și am zis, Doamne, unde mai îmi zboară și mie gândurile? Și am zis, să nu fie din firea mea. Mintea, zic, na, o mers prea departe. Și am zis, Doamne, am 47 de ani, asta știu că vin peste 50, așa era în capul meu. Și am zis, după 50, mă gândesc. Și aceeași voce a venit și mi-a mai spus odată ca să-mi spulbere mie tot. Toată gândirea mea omenească și mi-a spus așa, nu, nu, du-te acasă și te controlează la sân. Și atunci am înțeles că e din partea Domnului. Și aceeași mărturie o fac tuturor oamenilor care mă întreabă și oriunde ajung și la medici și îmi spun din nou istoricul și ei își iau notițe. Așa le spun. Așa cum a lucrat Dumnezeu.
Dumnezeu în bunătatea și în dragostea Lui, când am ajuns la prima investigație, la mamografie, Dumnezeu a vrut să vorbească și doamnei doctor. Și mi-a spus, vă văd o persoană plină de pace și echilibrată și de aceea vreau să vă spun că aveți cancer. Eu, sinceră să fiu, m-am bucurat foarte mult pentru că am zis, Doamne, mă curățești și mă iei acasă. Dar până atunci trebuie să rămân credincioasă, exact așa cum mi-ai cerut și de la începutul anului. Peste două zile când am mers ca să mi se facă biopsie, Dumnezeu a vorbit doamnei doctor de la clinici și doamnei asistente. În timp ce mi se lua biopsia, m-a durut foarte tare. Dar n-am spus nimic, mă rugam Domnului și am zis, Doamne, dacă Tu m-ai adus aici pe patul ăsta, eu știu că Tu m-ai adus cu un scop și fă-ți Tu numele de slavă și aici. Și azi, doamna doctor m-a întrebat ce simptome am avut. Am spus aceleași de la început cum a lucrat Dumnezeu, că mi-a vorbit să merg acasă și să mă controlez la sân. Și mi-a spus la un moment dat, știu că vă doare, dar vă doare tare. Și am zis, nu contează. Și mi-a spus, se vede pe dumneavoastră, zice, nu știți și nu vă imaginați câtă pace îmi transmiteți mie. Și atunci am spus, doamna doctor, eu nu știu ce vă transmit, dar mă bucur, zic că pacea mea și bucuria mea este Dumnezeu. Și dacă eu îl am în inimă, mă bucur că pot să transmit și altcineva de lângă mine să simtă pacea și bucuria. Și ea s-a întors către doamna asistentă și i-a spus, vezi, lecții, învățăm lecții. Dumnezeu și pe mine m-a învățat multe lecții pe drumul acesta de un an și câteva luni sunt, un an și două luni de când am început tratamentul. Și Dumnezeu atât de bun a fost cu mine și spun și mulțumesc Domnului, Doamne, îți mulțumesc, atât de mult m-ai iubit și că mi-ai dat posibilitatea să Te cunosc nu în vale, pe fundul văii. Să văd că Tu ești medic suprem, să văd că Tu ești bun, să văd că Tu mă iubești și că îmi iubești sufletul și mă verei în veșnicie cu Tine. Și îți mulțumesc pentru acest lucru. Înainte ca să mă îmbolnăvesc, Sara l-o visa pe Johnny și era cam prin primăvară când s-a întâmplat. L-o visa pe Johnny și se făcea că eram toți patru la un loc. Și eram foarte triști din cauza unei persoane dintre noi, dar nu știam nici cine e persoana și nici cauza. Și Johnny i-a spus Sarei un an și patru luni. Și ea l-a întrebat, tati, dar ce e un an și patru luni? Și i-a zis, ai să vezi, un an și patru luni. După ce m-am îmbolnăvit am înțeles cât de mult înseamnă venirea la casa Domnului și vă întemn din toată inima și din tot sufletul, veniți la casa Domnului. Marțea nu este timp opțional, e program în casa Domnului și știți ce se întâmplă? Tot noi vom fi binecuvântați, că adunăm și strângem pentru zilele când nu vom putea veni la casa Domnului. Și am învățat și în această perioadă că e foarte important ca să venim la părtășie cu Domnul și acasă, ne facem timpul nostru, dar să venim și la părtășie cu frații în prezența Domnului. După ce la a patra tură de chimioterapie mi-a fost foarte rău, mi s-a făcut ungere, am zis că le-am încununat pe celelalte perfuzii dinainte, foarte rău mi-a fost, nu puteam nici să dorm, mi s-au dat medicamente și foarte puternice. După câteva minute mă trezeam, eram epuizată psihic, fizic, de chimicalele care s-au băgat, de nesomnul acumulat și am strigat la Dumnezeu și Dumnezeu a fost atât de bun. În urma ungerii, Dumnezeu m-a ridicat de pe pat și am putut încet, încet să vin la casa Domnului. Așa cum am putut și când am putut.
Înainte ca să eu să mă îmbolnăvesc, l-am visat eu pe Johnny și eram foarte supărată că vrășmașul încerca să-mi ia pacea, să-mi fure pacea și liniștea din inimă. Și mesajul lui Johnny în vis a fost așa, să iau Biblia și să citesc Apocalipsa 6:4. Luca, dacă poți să-l afișezi, te rog. Și l-am întrebat în vis, 6:4 Apocalipsa? Și a zis, da, citește-o și ai să înțelegi. Și mi-a mai spus un lucru. Și să mergi la fratele Tipei. Eu vreau să-i spun cu ce mă confrunt eu, starea în care mă aflam. Nu știam că sunt bolnavă, nici gând. Mai erau câteva luni până să fiu diagnosticată. Dar Dumnezeu a vrut și prin metoda asta ca să poată să mă prevină. Și am zis, da, tu crezi că fratele Tipei mă poate ajuta? Și el mi-a zis, da, mergi la fratele Tipei și te poate ajuta. Eu n-am mai spus nimic. Am înțeles versetul și s-a arătat un alt cal, un cal roșu. Cel ce sta pe el a primit puterea să ia pacea de pe pământ. Pentru ca oamenii să se înjunghe unii pe alții și s-a dat o sabie mare. Exact cu starea eu mă confruntam. Vrăjmașul încerca să-mi fure pacea și liniștea prin anumite persoane. Nu le-am făcut nimic, dar mă tot mai înghionteau. Și mesajul lui Johnny prin versetul acesta a fost, dacă altuia isola pacea și a fost înjunghiat, nu te lăsa înjunghiată, pentru că acolo zice că să se înjunghe unii pe alții și s-o da și o sabie mare. Când sabia este mare, prin tăișul ei atinge cât mai multe persoane. Și el mi-a spus să nu te lași înjunghiată și dacă te-au înjunghiat, tu să nu înjunghi pe alții. După ce m-am îmbolnăvit și în stările în care le-am avut, nu m-am mai gândit ca să ajung și la fratele Tipei și să se roage pentru mine și să-mi facă ungerea. Altă dată aș fi vrut, dar nu puteam nici de cum să mă ridic de pe pat. De multe ori nici nu puteam să mă mișc, doar să mișc membrele. După a șasea tură de chimioterapie, făcând-o de luni, după amiază, mi-ardea sufletul. Era joi după amiază la 5:20. Îmi ardea sufletul să vin în casa Domnului, să mă pot bucura, măcar am zis cât prind, un sfert de oră, jumătate de oră. Și n-am putut nici măcar să mă mișc, eram întinsă pe spate. De luni până joi am avut reacție adversă la chimioterapie. Tot mușchiul de la mâna stângă se zbătea atât de tare zi și noapte. Așa îmi făcea. Și din coloană îmi pleca, dar concomitent, ca un vârf de cuțit din coloană și mergea durerea pe picior. Mâna și piciorul. Au fost două lucruri. N-am putut nici măcar să-mi îndoi genunchii, să mă rostogolez din pat, că eram singură acasă, Sara era la lucru, să pot să-mi iau măcar un medicament. Foarte rău mi-a fost. Și atunci am venit înaintea Domnului și m-am rugat. Și am zis, Doamne, știu că Tu ai toată puterea în cer și pe pământ. Știu că dacă Tu poți și vrei ca să te atingi de mine, Tu poți să te atingi și la clipeală de ochi să fiu vindecată, pentru că sunt atâtea zile și n-aș vrea ca să pot să rămân cu urmările astea, că dacă le simțeam doar eu, era mai, să zic, le puteam duce, dar să fie vizibile, imaginați-vă să vă tremure așa, toată mâna, nu e chiar plăcut. Și Dumnezeu, la clipeală de ochi, s-a atins de mine. Dar totodată a venit și vrășmașul și mi-a spus, zice, da, dar poate că ți-a rămas doar așa, poate doar că e dorința ta ca să simți. Și am zis înapoi a mea, Satanul, știu ce Dumnezeu am, știu că e minunat și că e medicul suprem. Și de atunci n-am mai avut. Domnul fie lăudat și binecuvântat. A venit și ziua când a venit fratele Tipei la noi la biserică și împreună cu fratele Florin mi s-a făcut ungerea.